Bună ziua! Conform rectificării care am depus-o spre aprobare către Consiliul Local Sighetul Marmației, reprezintă cheltuieli servicii masa sportivilor secției de fotbal, reprezintă cheltuieli Asociația Județeană de Fotbal, cheltuieli vis-a-vis de transportul echipei de fotbal, care totalizează undeva 30.000 de lei. Într-adevăr, pot să spun că la începutul anului noi am depus un proiect de buget care ne-a fost tăiat la jumătate. Am încercat să ne încadrăm cu un bugetul de 350.000 de lei pe activitate competițională, datorită obiectivelor stabilite în cadrul Consiliului de Administrație, care, din punctul meu de vedere, nu sunt conforme cu bugetul, am ajuns la un deficit de 30.000 de lei. Într-adevăr, dacă dumneavoastră hotărâți să nu ne dați banii respectivi, vin în fața dumneavoastră cu propunere să mă coordonați, să-mi dați o idee ce se întâmplă cu echipele care sunt angrenate în competiție. Și anume, echipa de fotbal și echipa de volei. În condițiile actuale, nu pot să continuăm competiția. Propun spre aprobare de către dumneavoastră să retragem această echipă din campionatul județean. Sau să retrage și echipa de volei. Echipa de fotbal generează o cheltuială de 1.500 de lei pe zi, în care intră contracte de activitate sportivă, arbitraj, indemnizații, premier, cazare, masă, etc. Cam astea se întâmplă în cadrul Consiliului, în cadrul Clubului Sportiv Municipal. V-am trimis pe adresa de e-mail a fiecărui consilier personal cam cum văd eu sportul și cum aș vedea Clubul Sportiv Municipal. Eu consider că datoria morală mi-a făcut-o către dumneavoastră, decidenții care hotărâți ceea ce se poate întâmpla cu clubul, sunteți dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul director. O să fac înscrierile la cuvânt și o să vă rog foarte frumos să vă referiți strict la subiect. La doamna Cetina, de Comisia de a hotărât să acorde bani tuturor poateurilor în funcție de rangul pe care l-au. Dacă sunt comune de rang 1, de rang 2, municipii sau orașe. De aceea împărțim noi astăzi ceea ce putem să împărțim și să alocăm într-o parte sau într-o altă parte. În ceea ce privește Consiliul Județean, domnule primar, ați avut și veți avea partener în Consiliul Județean, în toate proiectele pe care le veți depune la Consiliul Județean. Dar vă rog, nu de alătate și spuneți la viitorul la președinte. Ați avut și veți avea în continuare un partener în Consiliul Județean, în măsura în care dumneavoastră veți depune proiecte prin aparatul de specialitate. Acest lucru s-a întâmplat și bine și anul trecut, când a fost pretrecut, s-au depus sau acordat finanțări. După cum, foarte bine ați avut și aveți un partener în Consiliul Local, care a votat... Vă mai atrag încă o dată atenția, vă închid microfonul, vă rog frumos, plic la subiectul acesta. Și aveți în Consiliul Local un partener, tot timpul s-au votat proiectele de dezvoltare ale municipiului, ca tare,
noi solicităm favorabil de specialitate, să încercați anul viitor să nu mai faceți parte din specialitate. Nu sunt invitată la ședințele de servicii, nu știu ce stabiliți dumneavoastră. Dați-mi voie să intru aici, având în vedere că și eu am fost viceprimar 4 ani, niciodată nu mi-a trebuit invitație să particip la o ședință sau la operativă. Considerând că noastră, este obligația mea să fiu prezent. Dar dumneavoastră nu v-ați făcut atunci și n-a spus că să pară din primul. Probabil, dar vă rog frumos să le referim direct la subiect. Dar mai aveți ce doamne de domnule, și-am spus că este mersul guvernului, s-a acordat bani în toată această. Deci, întrebarea mea este, la ultima întâlnire care am avut-o în tot consilierii cu poliția locală, li s-a promis că la următoarea rectificare bugetară o să li se dea acea normă de clan înapoi, care noi am luat-o că avut nevoie pentru alte minuni. Nu o regăsesc aici, s-a dat cumva între timp? S-a dat acum o lună și jumate. N-am fost la ședință. N-am fost la ședință. V-am văzut că m-am întrebat. Pentru că s-a vorbit despre mâncarea sportivilor. Acum întreb în calitate de membru ce au, ce se înțige. Cât costă meniul zilnic al unui sportiv și unde se servește masa? Cui adresați întrebarea? Păi, bineînțeles, mă refer la domnului președinte al CSM. Meniul unui sportiv este compus din prânz și cină pentru sportivii care nu au domiciliu în Sighetul Marmației. Doar sportivii care nu au domiciliu în Sighetul Marmației beneficiază de această masă, este compusă într-o valoare de 35 de lei per zi de sportiv și anume 15 lei prânzul, 20 de lei cină. Și unde? Dacă se mănâncă la pizzeria Cris. Dacă dumneavoastră considerați că suma de 35 de lei este o normă de hrană pentru un sportiv de performanță scumpă, nu vă pot împărtăși această părere. Țin să precizez că suma maximă cu care poate clubul să achiziționeze servicii de masă, conform hotărârii de Consiliul Local votat în 2017 de către dumneavoastră, este de 55 de lei. Conform hotărârii de guvern 1447, merge până la 75 de lei per zi de persoană. Mulțumesc! Bun, și acum mai vreau să întreb ceva, până am terminat. Pentru că ați adus în discuție secția de fotbal, în contextul cheltuielilor de acest 1500 de lei per zi. Aproximativ. Dacă a crescut numărul sportivilor față de cel de bază, căruia ați estimat cheltuielile cu masa și alte tipuri, că ați mai pus acolo alte... Bugetul unui club sportiv se face în funcție de obiectivele trasate. Eu am spus, nu prima dată și nu spun pentru prima dată în fața dumneavoastră, o spun din luna august, obiectivul stabilit pentru secția de fotbal nu este în concordanță cu bugetul aprobat. Am și spus, pentru a promova în materialele care le-am trimis la fiecare din dumneavoastră pe mail, v-am explicat care este suma necesară secției de fotbal pentru promovare și menținere în Liga 3. Stop. Suma necesară. Bun, a spus că mănâncă sportivul la o unitate privată, a zis Pisa Cris.
De ce nu ați ales o unitate de învățământ și ați ales o unitate privată? Pe ce criterii ați făcut această selecție? E cumva listată pe SEAB-ul, Pizzeria Cris? Înainte am înțeles că se mânca la Forestier 15 lei pe zi. S-au mâncat și la Forestier, estimabile domnule consilier, și știți și de asta că faceți parte din Consiliul de Administrație. Care sunt criteriile pentru care ați ales o unitate privată și n-ați mai continuat colaborarea cu unitatea de învățământ? Unitatea de învățământ, și anume Liceul Tehnologic Forestier, datorită pandemiei, nu a servit masa pe perioada anului școlar. Au mai existat vacanțe, au mai existat stări de urgență. În momentul, începând din 1 octombrie, sportivii, când au fost deschisă cantina, au mâncat la cantina Liceului Forestier. Când este închisă cantina, au mâncat la Pizzeria Cris. Înțeleg că s-au schimbat obiectivele de la începutul anului, de când a solicitat banii? Din ceea ce știu eu, nu. Asta, acum... Deci ați făcut o solicitare la cantina liceului și vi s-a spus că nu pot mânca sportivii. Asta încercați... Păi dacă este închisă cantina, cum să mănânce sportivii? Domnule Petrova. Dacă e închisă... Ați încercat și nu li s-a dat voie să mănânce. Nu se vorbește dacă nu s-a deschis. Păi dacă când a fost deschisă cantina, s-a mâncat la cantina. Domnul consilier, domnul director, și noi suntem interesați, s-a mai discutat ședința anterioară tot despre această temă acolo. Vă rog frumos, încercați să vă întâlniți în Consiliul de Administrație și să puneți la punct acolo aceste lucruri și aceste nelămuriri. Pentru că sunteți acolo în Consiliu, sunt și din Consiliul Local, puteți să faceți o nouă licitație, sunteți acolo și aveți... Acum suntem chiar la început de an, se poate face licitația, alege firma, deci dacă mai aveți altceva de întrebat... Vis-a-vis de CSM, trebuie pus efectiv degetul pe rană. Eu sunt reprezentant al domnului primar în ceaul CSM-ului. Domnul Petrova este reprezentantul CL-ului în ceaul CSM-ului. Din păcate, nu există o strategie a Consiliului Local pentru sportul sighetean. De aici avea cu toate lucrurile. Noi am ajuns acolo în acest CA și ce am făcut? Am continuat efectiv lucrurile care au fost în derulare în anul trecut. Din punctul meu de vedere, întreb aici pe toți colegii, Consiliul Local al acestui municipiu are o strategie pentru sportul sighetean? Vă spun eu acum răspunsul. Nu! Noi am mers acolo, ce am făcut? Simplu. Am făcut lucrurile să funcționeze mai departe, exact cu parametrii pe care i-am găsit, neavând acea strategie. Noi, dacă vrem să fim responsabili, când vom construi bugetul anului viitor, ne întâlnim și facem strategia pe sport, care cuprinde cele patru ramuri care le are momentan, da? Basket, volei, fotbal, așa, mai aducem încă una, două în plus, îi dăm un buget ca atare aceste strategii, și după aia putem trage la răspundere oamenii, din punctul meu de vedere. 350.000 de lei să gestionez 4 secții de sport, nu știu, e mult, e puțin, dar 30.000 de lei pentru a-și închide acest CSM activitatea, nu se pare o sumă exorbitantă și ar fi să pare normal, adică las o instituție în subordinea noastră pentru 30.000 de lei, o las, nu se poate să închide banul financiar 2021, iau banii și pun în fondul de rezervă. Deci, mi se par niște decizii așa pe care le luăm fără niciun fel de normă. V-am zis, din punctul meu de vedere, vreau să văd o strategie clară. Ce facem începând din 2022? Iar vis-a-vis de alocarea de la, din partea Guvernului, vreau să fac o mică completare. România a avut guvern și în ultimii 2 ani de zile, când era primit premier Orban și Câțu. Alocările către Sighetul au fost 0 lei. 0 lei.
Dintr-o dată, alocările au venit că se sigăs. Avem 3 milioane de lei alocare. Oare o fi chiar bine, o fi rău? Și... Vă rog frumos, fără discursuri politice și discursuri... Eu zic că este meritul unui primar. Mulțumesc. Vă rog frumos, suntem aici a trei la guvernare, da, ați spus și tu, ai spus și tu și noi suntem, s-au dat bani, okay, ca alt, nu altă dată, și să fim fericiți că avem ce să împărțim. Deci asta, sigur că da, să fim fericiți că avem ce să împărțim și să nu ne cerem pentru ce avem de împărțit. Domnul Iuzar. Da. Aducea aminte domnul Simion că nu este o strategie pe CSM și pe sportul sportivian. Eu cu părere de răspund domnului Simion că nu a participat, din păcate, la întâlnirea pe care am avut-o noi, consilierii locali, la invitația Comisiei de Buget Finanță. Ba da, CSM. Ați participat și nu și ce? Și care a fost atunci? Domnul consilier, mă rog foarte frumos, noi avem aici o rectificare de buget. Avem de rectificare se discută. Un punct în care este CSM. Fiecare își ascultă propria lui pe conștiința fiecăruia, dați acei 30.000 sau nu o să dați acei 30.000. Deci, dar uitați-vă, de 20.000... Despre rectificare doresc să vorbesc, da, nu mă interesează că a dus plâțul, mâțul, cine a dus banii. Domnul Nicu Iuga, cred că domnul Silion a luat la vița. Deci, revin, este un principiu de bază, orice instituție din subordinea noastră, când are dificultăți, în primul rând, îi se adresează Consiliul Local, care îi spune, domnule, angajează cheltuieli, nu angaja cheltuieli. Nu, angajezi cheltuieli de capul tău și după aia vii și spui, nu mi-ajung banii, dați-mi bani, și să ne spună domnul Florin Simion că 10% din bugetul CSM-ului, 30.000, vai ce sumă mică. Doamne, 30.000 bani, nu te supăra că spun, 300 de milioane de lei, dacă lei noi, nu, pentru dumneavoastră poate nu mult, pentru că pentru oricine sunt foarte mulți bani. Și vă mai spun un lucru. De ce să mănâncă la pizza Chiuță? Acum n-aș vrea să interpreteze că domnul primar insistă să dea acești bani, că dânsul își bea cafeaua acolo și își mai beau consilier și bani de dinișul și de dinișul. Că nu doresc să se interpreteze motiv pentru care... Deci nu pot să cred. Motiv pentru care vă solicit acest amendament să-l aprobați și în are de cu CSM-ul ne-a întâmplat... Dar n-am spus așa ceva, vreau să nu se interpreteze. A spus să nu se interpreteze, că ea a insistat să se interpreteze. Și mi-a făcut problema să se să trebuie să vei la primărie. Vă rog frumos, da, să terminați. Deci acest amendament nu trebuie să treacă. Trebuie la replică, că am fost publica și cu numele. Ce replică? Domnul Cineon. Deci pentru informare, nu am spus domnule Petrovai, eu nu mă numesc la Pizza Chiuță. Da, mă terminați. 5 minute pauză, până la primărie. Când aud aici ceva în comisie de grupa din președinte care spune așa ceva. Echipa de fotbal a municipiului Siget consumă 1500 de lei pe zi. Și mă duc la 365, 1500 de lei face 5 miliarde 547 de lei, 500 într-un an la 365 de zile. Și mă gândesc, când colegii noștri de la Bursana, noi suntem pe locul întâi, asta e adevărat. Dar colegii noștri, următorii în clasament, după noi, sunt locul 2 și consumă 50.000 de lei. Care e diferența între 547.000 și 50.000? E 10 ori mai mare consum în aceeași ligă. La o pot o eroare. Nu, domnule, eu am auzit de la președinte. Cu tot bugetul, te rog să stai jos. Te rog să stai jos. Eu repet, eu lucrez cu Marva. Trebuie să ne spun președintele la masă. Fotbalul consumă în sine 1500 de lei pe zi. Și face 547 de lei, 500 într-un an. Mai repet o dată, colegii din locul 2, este Bursana, care consumă 50.000 de 10 ori mai puțin. Aceeași tipă de fotbal. Vorbim de 35 de lei la performanță în județ, în Liga 4. Nu este o performanță. Performanța era să fim în divizia C, în divizia B, puteam să vorbesc de performanță. Aici vorbesc de fotbal de amator. Și
fiind și în Consiliul de Administrație. Eu am propus de două ori, am fost, ne-am dat demisia din Consiliul de Administrație și am propus de două ori intrarea Lilia C. Da? Când eram în Consiliul de Administrație, nu puteam cheltui bani. De două ori am venit din Marea Mare, Bătuți, Ciuca Bătăilor, din județ. Și am propus atunci, când am venit Bătuți, prima dată, am spus toată lumea, președinte, Consiliul de Administrație, antrenor, demisia și acasă. Bravo! Să facem fotbal, performanță pe copii, fără mai la președinte, fără mai la contabilă, fără mai la mine, merg altceva, alte structuri. Nu m-a înțeles nimeni, era cealaltă primare atunci, s-o mai repetat o dată, am mai pierdut 5 miliarde, am mers în județ, iar m-am intrat a doua oară, acum văd că am ajuns să nu mai ne putem întreține, să rămânem cu datorii. Nu știu ce fac. Eu v-am mai cerut într-o ședință, gândiți-vă la ce faceți cu această societate să nu ne facă datorii. Restul, m-a spus, eu am fost în simt, nu știu, cred că doi au fost în comisie care a fost să le dă bani. Ține cont că sunt copiii noștri și o luptat, da? Dacă nu-i țineți degeaba, dacă nu aveți să le dați bani de salari, de mâncare, de ceva, trimiteți acasă, mă, puneți niște grupe de copii să joace cu Bârsana, cu Sarasău, cu Rănețu, niște grupe de copii și ăsta e nivelul nostru, măi, oameni buni. Da. Nu ținem aici, vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Canta, domnul Simion, ați ajuns, mă scuzați, dar pe subiect am zis că, nu, domnul Canta. Da, eu 30 secunde. La CSM nu mai avem copii, la fotbal. Avem doar echipă de adulți, cu 14 contracte, vorba domnului Ștefanca, prietenul nostru. 14 contracte și acum întreb pe domnul Opriști, Consiliul de Administrație sau Consiliul Local v-a dat libertatea să faceți 14 contracte? Simplu. Unul sau celălalt? Consiliul de Administrație, conform regulamentului, este... Deci Consiliul de Administrație al CSM îi spune directorului fă 14 contracte cu 14 băieți de nu știu unde. Și gata. Aici suntem. Da, vă mulțumesc. Doamna, un minut aveți și supun la vot proiectul de hotărâre. Amendamentele și apoi proiectul. Revin la întrebarea mea anterioară referitoare la Poliția Locală. Am înțeles. Nu, degeaba râdeți pentru că nu m-ați convins. Ați spus că s-au dat înapoi norma de hrană și am primit un telefon în care mi s-a spus că nu li s-a dat norma de hrană, ci li s-a dat doar 200 de lei compensare. Nu s-a revenit la norma de hrană. S-a revenit sau nu se va reveni niciodată la norma de hrană? Mulțumesc. Da, domnul primar. Norma de hrană la Poliția Locală se acordă în limita bugetului aprobat. Da. Și acum vă supun la vot primul amendament propus de domnul primar la capitolul 4302, majorarea... Comisia Buget Finanțe. Copii. Comisia a propus amendamentul. Comisia Buget Finanțe, deci majorarea la capitolul 4302 de la 7,46 mii lei la 9,96 mii lei. Cine este pentru? Să nu se creeze confuzii. Pe buget, la fel ca și pe organigramă respectivă, proiectele de investiții, competența de a propune la bugetul întregului aparține strict primarului. Respectiv, acel prim amendament cu 2500 bani trimis de la CJ pentru a trece către Spitalul Municipal Sighet Marmației, respectiv, nu știu, testăm pentru sezonarea în este referatul primarului de modificarea proiectului de votare, deci am amendament, aparține primarului, nu să supună aprobării Consiliului. Al doilea amendament ce-a făcut de către consilierii sau comisia de buget finanțe, pentru a putea fi supus votului, trebuie să fie însușit pozitiv de către primar. Dacă domnul primar acceptă să treacă la vot amendamentul, îl votăm, trece, nu trece, rămâne de văzut, dacă nu acceptă, nu acceptă și merge mai departe. Asta ca să clarificăm procedura pe care trebuie să o urmăm. Deci, domnul primar, primul amendament acceptat. Pe el a fost. El a fost. Mai înainte spunea domnul Iuga, că atunci comisia a fost. Deci, domnul primar acceptă. Cine este pentru primul amendament? Deci, majorarea la capitolul 4302, suma de 7,46 mii lei la 9,96 mii lei. Deci e vorba de 2500 de lei care au venit în plus pentru investări în cadrul spitalului. Da, da, da.
Al doilea amendament este cel de la capitolul 6602, renunțarea la capitolul acesta din suma de adică majorarea de la 7,46 mii lei la 9,9. Capitolul 5, uitați. Al doilea amendament se referă la eliminarea capitolului 6602 de la capitolul numărul 4, respectiv eliminarea sumei de 30 mii de lei de la alocarea către clubul sportiv municipal și transferarea acestei sume la capitolul imediat următor 5402, respectiv fondul de rezervă bugetară. Amendamentul este propus de către consilierii din cadrul Comisiei Bugete Finanțe, să se respingă la acceptă sau nu acceptă. Da, nu accept acest amendament. În primul rând, vreau să completez, avem și o situație, spun că vor trebui să susțin aici Camiș Sorin, care are pregătit o cerere de primare în judecat, vizează niște drepturi salariale de 3.366.000 de lei, drepturi financiare restante, care trebuie achitate, până de cerere la 3.000 de lei care are clubul. De asemenea, din bugetul Consiliului Județean, dacă anii trecuți veneau câte 100.000 minim pentru susținerea clubului principal, acesta nu a venit 20.000 de lei. Deci sunt cheltuieli pe care clubul le-a efectuat și nu se poate închide financiar în acest an. Au fost verificate de către colegii mei de la Direcția Economică și nu pot să renunț la acest amendament, cu această propunere, practic, atâta vreme cât clubul sportiv municipal este clubul municipiului, de nu dăm bani în altă parte. Și oricum va trebui să se închidă în anul acesta. În condițiile în care propus a fost respins, eu vă anunț și sper că și colegii unii vor, sau ce mai mulți vor fi de acord, eu nu voi vota absolut deloc această rectificare. De ce? Pentru că se aruncă, deci până la urmă tot Consiliul Local trebuie să-l voteze. Vreau să ne respingeți amendamentele pe bandă rulantă de la începutul anului, tot ce era de buget și de organigramă foarte rău ați acceptat spre deloc. Eu nu pot să fiu părtaș la a încălca un principiu și anume, nu vine cineva și face cheltuieli în plus, după aia noi plătim oarele sparte. Condițiile astea, eu și invit și alți colegi să nu votăm deloc, să ne chemați într-o ședință extraordinară sau din dată, când o să ne miști cu picioare pe pământ și veți comunica cu acest consiliu local și voi ne-ați dat în judecată, ne-ați pățat peste tot. Acum, dacă consilierii noi votăm asupra bugetului, eu am înțeles, dar noi consilierii votăm asupra bugetului, dar să nici nu vreți ca noi să discutăm lucrurile astea. Pentru că atunci nu votez, deci aici nu o să mă puteți obliga să votez. Mulțumesc, domnul Iuda, vă spun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul. Era o intervenție a domnului Canta. Nu, ziceam că trebuie, atâta vreau să spun, instituțiile subordonate Consiliului Local trebuie să aibă o disciplină financiară și trebuia inclus în buget mesele până la capătoamnă și așa mai departe. Faptul că eu scăpat, nu ață domnul nu prins nicio problemă, pe viitor va include și vom înțelege. Da, asta tot discuție. Ca să nu creăm un precedent, că după aia vine și muzeul, după aia vine și școala. Au fost și pe la sport, tot vin după aia și noi ne vom lăsa. Eu cred că da, vă supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 1 votat. Cine este pentru? Trei voturi și cine se abține? Domnul Bornar, domnul Petrovai, doamna Oros. Domnule primar, noi vă invităm la dialog când e vorba de buget și organigramă. De un an de zile ne-ați promis organigramă, n-am văzut nicio schimbare, nicio modificare. De un an de zile ne-ați promis, vă rog, veniți cu nouă organigramă, restructurați primăria asta, că nu funcționează.